Mi-e destul de greu să vorbesc despre profesorul Georgescu acum când mi-am dat seama că au trecut deja 7 ani de la trecerea lui în neființă, într-un mod neașteptat și într-o manieră care ne-a afectat extraordinar de mult pe toți. Am avut o pierdere mare atunci, pentru că s-au pierdut 2 lideri de generații, printre cei mai buni specialiști în domeniul din țară, și mă refer și la profesorul Cezar Daniel, care cred că a fost chiar coleg de an cu el și care au reprezentat foarte mult, nu numai în medicina ieșeană, dar în întreaga medicină românească. Profesorul Georgescu, pe care l-am cunoscut din perioada internatului, când ne-am și apropiat foarte mult, a făcut foarte mult pentru cardiologia ieșeană, deși cardiologia ieșeană a început mai de mult cu profesorul Ienescu, cu profesorul Bădărău, cu profesorul Negoiță, putem spune că am intrat în cardiologia modernă de-abia cu această realizare care este Institutul de Boli Cardiovasculare și care este întru totul opera profesorului Georgescu. Este opera sa pentru că absolut tot ce s-a făcut aici a fost prin străduințele sale și de multe ori printr-o luptă acerbă cu foarte multe rezistențe, unele explicabile, altele mai puțin explicabile. În orice caz a făcut o unitate care este etalon în cardiologia românească. Și poate mai mult decât atâta, a creat o școală de cardiologie modernă, o școală care continuă la cotele la fel de înalte sub conducerea doamnei profesor Arsenescu Georgescu, care a fost colaboratoarea sa apropiată și care a fost în permanență alături de el în toată această luptă. A făcut extraordinar de mult, atât pentru cardiologia practică, o unitate care are de asemenea chirurgie cardiacă, are cardiologie intervențională și care la ora actuală este unul dintre elementele de referință în această specialitate în cardiologia românească. Sunt foarte mulți pacienți care îi datorează viața, dar foarte mulți medici cardiologi care au trecut prin această școală, o școală extrem de serioasă și care a pregătit cardiologi de o pregătire impecabilă, profesională, și spun aceasta în cunoștință de cauză, pentru că am participat la majoritatea examenilor care s-au dat aici, am fost în comisii și știu care este nivelul cu care se termină pregătirea atât în cadrul examenilor de doctorat cât și în cadrul examenilor de medic specialist sau de medic primar, în condiții de exigentă pregătire și de absolută corectitudine la evaluarea de la examene, pentru că și acesta este un element foarte important. Și poate ceea ce se vorbește mai puțin și oamenii cunosc mai mult profesionistul, el era și un om veritabil de cultură, un cunoscător rafinat al muzicii și era un om cu care puteai să stai de vorbă în orice domeniu cu deosebită plăcere.